În Giurgiu nu s-a mai construit o grădiniță nouă de la Revoluție și poate că era vremea ca autoritățile locale să-și îndrepte atenția și către acest aspect. Drept urmare, în curtea școlii generale numărul 5 a fost dată în folosință grădinița cu program normal numărul 6, care anul trecut funcționa într-un spațiu inadecvat din apropierea școlii numărul 8. Începem acest an școlar 2012-2013 cu emoție și nerăbdare, dar și cu mulțumire în suflet, pentru că, spre deosebire de alți ani, anul acesta pășim pragul unei grădinițe Campovești, grădiniță ce se ridică la standarde europene, spațioasă, cu multe săli și cu mobilier modern. Copiii sunt conduși cu drag de cele 5 educatoare, cu multă experiență, dornice să transmită cât mai multe cunoștințe, având în suflet dragostea pentru meseria de educatoare. Grădinița numărul 6 cuprinde 3 grupe de preșcolari care se bucură de cele mai bune condiții, săli de clasă moderne, cu mobilier adaptat vârstei, foarte multe jucării și jocuri educative care le stimulează creativitatea și imaginația.